rog pentru tine, aveți așa ocazia să vin în pași. Ne apropiam de un sfârșit. Toate semnele care au început din coma și în care iată până la venirea unul ca unică monedă, în argument, toate celelalte, criza asta mondială, ferească Dumnezeu să nu vede și oră. Vreile astea, voi. Pentru toate aceste vremuri, trebuie să te pregătim de ori încerci. Așa, materialicești, mai încălcat de Dumnezeu, să încălcă pregătirea noastră domnicească pentru înfricoșata noastră și vom răspunde acolo de faptele noastre. Bun și rău. Dacă sunt cele bune, părinte din rău, sunt bune, vor trece prin focul judecății. Dar ce vor face cu cele rele? Dacă pomul este verde, dacă cel uscat, ce să mă întâmplă? De ce ar trebui să fim care ar trebui să ne vedem pentru tot ce o să ne vedem? Că nu știți deja nici bine fiul omului. Vedeți de acel care v-a lăsit ruga privind, nevrednică este ceea pe care a aflat nevinduță, adică este foarte mare făcut lucru pentru ispita de adevărat satana care acționează asupra noastră. Ceea ce dumneavoastră se duce cu multă atenție. Deci treci într-un loc așa unde se spune că acolo sunt feci, sunt vipere, sunt locuri periculoase. Eram prin Sfântul Munte a Tomului, în statul Mestitansu și îmi spuneau grecii, vezi că la kilometrul acolo sunt animale periculoase, care fac să țară în față. Sunt în țară că a rămas o trimit acolo. Vine la fel când se periculă și la lăturile acestea satanice care ne atacă. Am văzut un fragment de film, acum câteva zile, un creștin în biserică, s-închina ca după obicei. Aprinde o lumânare, face trenzele și înșiu iese în biserică. Acel cetățean îl văd și într-o sală lungă, intră, în fundul sălii acolo l-a așteptat o creștină îmbrăcată larg, cu o siringă, un scaun, când cetățeanul ăsta ajunge până la ea acolo, îl invită să ia loc, caut, și introduce în vieții un cic, un râcnic, puternic,
Ai făcut orice lume cât cetele. Se scoală de acolo în rotnică și se îndreaptă și acolo în beată. Îndreaptă și cumva. A ajuns din nou în biserică. Dar așa cu mine la spate, priveau în dreapta și în stânga. Nici o cruce, nici o înfrângere zare, căci nu mai era el. Acum era chipul care îi folosește. Adică dezumanizarea omului, personalizarea lui, desacralizarea lui, reducerea omului numai în trup, dar suflet nu. Asta înseamnă, să știți, vremuri grele care vin. De aceea fiți foarte atenți la cuvintele de care le spunem noi în toată noastră, dacă până acum s-au împlinit sau nu, dar de data aceasta sunt înspre împlinită. Și ne izbăvește cel viclean. Bine, acum trăim moment ce sunt a vitruniei satanice care îl transformă. Este o vânătoare ori așa de suflete care umple ca leul și ca cerbul după izvoarele altă. Așa umple satana după suflet să cerească. Dar nu numai că acucerește diavolul unul din suflet, două, trei, nu. Acum merg la toate neamurile. Vedeți prea bine că chipul acesta este obligat fiecare stat să se oblige să-și facă și să ține această metodă satanică. Împinge lumea înspre demonizare, înspre anateism, înspre barbarie. E neînțeles pentru noi oameni de până acum, dar iată că suntem în stadiul acesta de satanizare, vrând nevrând, pentru că sărăcia aceasta care există, criza aceasta, războiul care va urma, mâine, Și va urma secetă, va urma lipsă de apă, va urma greutăți și nu va avea o cană de apă, nu va avea decât numai cel care are semnul satanului. Și a trebuit să ne înarmăm puternic ca să nu devenim primejdia a satanii, ca să-i bată job de creștin, de suflete noastre, să rămânem primejdia. Și ea, de timp, oricum, dacă am avut până acum atenție și grijă de mântuirea noastră, de data aceasta, însă, trebuie să accentuăm grijă aceasta a sufletului care trebuie să ne păstrăm așa cum l-am primit de la Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Mai sunteți cu oamenii lui? Mai sunteți cu oamenii lui?